Tot în grădina botanică, dragi prieteni, o să vă prezint Cachi lotus, adică pomul de cachi sălbatic. Acesta probabil că are peste 40 de ani, 30-40 de ani. Vă spun că e mai vechi de revoluție. Sunt cachi, doar că sunt mult mai mici. E un cachi sălbatic. De obicei pe acesta se altoiește. Hai să vedem dacă putem să focalizăm. Se coc undeva începând cu luna octombrie, în a doua decadă. Ele sunt gustoase, sunt asemenea unor cachi mai mari, numai că sunt foarte mici. Sunt astringente și când sunt coapte sunt destul de dulci, ca o marmeladă, textura pulpei. Cachi lotus.